probleme erectile sau când nu ți se mai scoală pur... Mă tem că de acum înainte nu o să vă mai puteți satisface soția. De acum înainte asta va fi treaba mea. Am o chestie! Hai, domnule, fii serios, nu se poate să aveți ceva ce n-am mai văzut niciodată. Să bag! Alături ați încercat? Urâte duse. V-ați gândit să mergeți la un doctor adevărat să vă consulte? E mort. Am o altă chestie. Și de câteva zile mi-a apărut ceva aici, ce credeți că e? Asta nu-i nimic. Să vedeți ce mi-a crescut mie aici. Ce credeți că e? Respirați adânc. Respirați adânc? Perfect. Respirați rapid. Perfect. Faceți ca o maimuță. Perfect. Și acum faceți ca o dansatoare de samba care tocmai a descoperit că soțul ei e un șalu cu muncitor în construcții. Bum, cica, bum, cica, bum, cica, bum, bum, cica, bum, cica, bum, cica, aaa! Perfect. Floare la ureche. Ceea ce aveți e floare la ureche. Ah, slavă cerului, credeam că e ceva mai grav. Nu, 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 chiar aveți o floare în ureche pe care trebuie să o extirpăm. Floare la ureche. Partea a doua. Ceea ce aveți e floare la ureche. Ah! Nu mai aveți mult! Mă tem că mai aveți 3 săptămâni. Nu! Până să vă însănătoșiți complet. Mai aveți mult! Mă tem că o să trăiți 100 de ani. Nu! Pe aproape. Mai aveți... Mă tem că... Așa... O să... Așa... Trăiți... Așa... Încă 3... 3... 10 de ani... 30 de ani... A! 30 de ani! 30 de ani e bine! Mulțumesc! Scuze de drag! L-am păcălit! O să trăiască 100 de ani! Nu! De aproape!